Fraților, am revenit cu un vlog. Dar nu l-am foiați. Uitați, aici pe amândoi. În care mai au. Da. Hai vă pui să amândoi. Nu știu. Se vede puțin capul ăla negru. Mulea zunea că ies afară, vedea că e prind. Că ies iar afară. Mi-a zis, da, de. Acenorul. Da, mergem și pe la dânsii, că sunt închiși. Și mai vedem. Bun, am venit pe la ăștia. Puteam și nu am mâncare deloc. Ăștia au ouat. Au ouat de-azi noapte. Acolo un pui pe avară, băi. Bagă-l, bă, sub tine, bă! Ce facem aici? Hai, uite câtă ușă o ai. Hai că te alimentează. Ia uitat aici. Câtă ușă. Îi alimentează. Dacă întrebați ce iau pe aici, din gușe, vă cau grâu și feneceu. Le-am pus și feneceu. Este foarte bun și veneceul la porumbei, cel puțin la ăștia care au pui mici. E foarte bun, bagă-l, bă, sub tine. Ne-ai, te pui tu pe el. E mare, uite. Ia ăștia o oară, iară, am zis. O ouă aici. Ai și ăsta aici puțin pe afară ieri. Bă, fireața aia, cum mai uitat să ieși spatulea. Ieși afară, iute. Apoi, ce să mai... Aici, ăsta, are și asta două ouă. Da. Aici ouăle de la pescăruși. Un ou. Aici un pui. Celălalt a murit de capucinii. A văzut un vlogul de ieri. Da. Ne-am pus și feneceu ieri mâncare. Stai, bă, ciulea, unde vrei să pleci? El a ouat. De fapt, eu iau. Au ouat, efectiv au ouat. De ce zic asta? Deoarece v-am spus pe live aseară, cei care ați fost, am găsit un ou acolo. Deci fix în colț acolo. Era pe lângă troc. Și cine ar putea să ouă decât ea? Altă femeie și el erau de voiajor, că e ou mare. Era mai mare decât ăsta. Ia, ia. Două secunde. Era mai mare decât ăsta. Un pic mai mare ca ăsta. Gata, gata. Nu mai ia. Ce? Na. Sarea. Așa. Nu mai de ea. Nu mai de ea. De femelă. Că în rest nu-mi dau seama care ar fi ouat. Pe jos. Calizează-mă. Că asta, lista, n-avea cum legată la aripă. A ouat aceea. Asta care avea... Ba nu, asta nu. Unde e, băie? Aici pe afară. Aici pe afară. Da. Aia altă de avutare, poate a avea intenția să facă pe jos o ore. Dar n-avea cum. Da, deci așa zic că aia este femelă. Numai aia a rămas solzată. Aia că e femelă, a ouat. Ca asta eu m-am gândit, dar n-are cine. Cine să mai ouă acum? Pescărușii au ouăle aici. Trebuie să vin să le pun mâncare. Bun. Deci, trebuie să vin să le adun mâncare. Dar cum să vezi unii, că bă, veneți unul prea bun la porumbii. Bă, de pui, merge. M-am auzat și unii, când bă, filile așa din zonă. Că bă, pune-le și puțin fereceu. Să nu le, da, păi nu le pune și voi fereceu ca să nu se mănânce. Să mănânci cum ar mânca boabele și grâu și mâncarea specială pentru ei. E puțin. Da. Eu așa zic, aia o dată. Că alta... Nu pot să-mi dau seama care. Da.
Asta o să o prind astăzi. Chiar acum după ce termin vlogul, o prind și o să o bag jos, unde i-am pe aia la pereche și pe aia o să duc aici, deoarece ea să cuibăresc, am văzut. O vedem, poate mi-a las câteva zile și pe aia acolo mai bine, să fiu mai sigur. Da, vedem. Să vedem. Hai acum, dau eu așa. Deci la ouă. Deci eu așa zic. Revenim la subiect, eu așa zic. Ăsta negru, puiul ăsta de jucător, a ieșit pe afară ieri și ăsta, ăla moțatul n-a stat prea mult, dar ăsta negru a stat pe afară. În curând, deci, o să dezleg și pe aia legată la rifă pe listă. O să dezleg și pe ea în curând. Hai că a venit la ouă asta, femela. Deci când ouă și pe al doilea ou, dacă le ouă, pe al doilea, o să o să o dezleg și pe ea, dar să clocească cam o săptămână, aproape o săptămână să clocească pe ele. Deci, hai să le dăm drumul, le dau drumul aici. Oh my. Ce să zici, daciule? Na. Rest, ce să vă zic, că nu prea am ce. O să mă tun curând și în foiații. Ia băie, dă-te de aciulea să ți-i pun eu ca lumea, că văd că tu... Stai mă, că dă-mi, ia uite bă la aia, mă, dă peste telefon. Ăla. Ei, se vede că n-a ăla e mai mare. E mare de zile, am impresia ea. Ca ăsta. Nu că uite, e alimentat. Au, au. Na. Hai, o treci la ei. Să le fac cura prin cuiburi. Iată, s-a pus pe ouă. Nu voiați-vă că au ieșit. Da. Vedeți cam asta. Asta. Deci, femeia asta. Asta n-a fost la zbor. Asta vă spune ce s-a întâmplat cu ea, că e prea blândă mână, deci. Asta sigur a fost la niște copii. Zic părerea mea. Că dă prea blândă. Da. Ai mine, dacă iau eu pe ai mine mână, care stau naiba, mă văd toată ziua, eu le dau mâncare, eu le fac curat, eu... Și nu s-a iei mână, cum stă asta. Vezi, asta a fost la niște copii, s-au jucat cu ea și când a scăpat, s-a dus dracu. Deci, s-ar putea să vezi la zbor, că na, era moartă, vă dați mai de obosită. Ea e frumoasă, oricum e nervoasă. Și mie îmi placă cea mai nervoși. Vom vedea un mascul pentru ea, să vedem. Deocamdată nu cumpăr mascul pentru ea, că nu se știe cât stă. Îi dau eu mai bine mascul de-al meu. O să, naiba, sunt trei voiajuri acum, să vedem ce vor fi. Deci, în primul la bălțată, doi și unul la ăștia vreo patăiată, de o tare patăiată. Na. Mai este și la perechea asta. Vedem ce o ieși de la ăștia. Acum, deci puii ăștia care sunt aici nu-i dau, ăștia îi voi ține eu. Deci puii care vor ieși acum, pui, deși de sub perechea asta, și de la bălțată, și de la ăștia vineți, vor merge la zbor în toamnă. O să bag cu un prieten, o să-i bag să vedem vin. Desigur, o să le fac niște antrenamente, înainte, pe aici de aproape. O să, decât pui, deci bătrânii care am acum nu, nu. Deoarece, nu, se, nu știu cât au ei în cap, să zic așa. Nu pot să zic nimic, că bă, de exemplu ăsta, nu pot să zic că bă, deși e de sub porumbei, deși e nepotul ălea, de pereche cu el, nu se știe cât are în cap. Și cât merge. Ăla altul frate, sau, ăla a fost până la Pitești. Și a venit bine. Deci a venit bine pe volieră.
Nu m-a știut cât a făcut. Dar a venit chiar bine. Că am băgat cu un prieten, nu i-a băgat la, pe mașină, la etape sau de-astea. I-a dus el, că a avut drum la Pitești și i-a luat și porumbei cu el. Și i-a zis că, bă, dă și mie ceva să mai bag eu, că mai puțin. I-a zis că, bă, dacă vreau să bag. I-l-am dat pe ăla, mai sunt pe afară sau nu știu care au ieșit afară, uite. Da, a fost lista aia de-am prins-o, de eu am jos la pereche și cu masculul ălea, fostul mascul. Tata ăstuia și ălea cu capul alb de acolo. Deci părinții lor, el și cu... și atâta parcă. Ba, nu, mai fost un mascul care l-am vândut. Da, am mai vândut un mascul. Era în genul ăstuia sozate. Da. Deci, fraților, cam atât cu vlogul ăsta. Deci, voi dacă vreți să postez și mâine, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă ajunge 40 de like-uri, voi filma și mâine un vlog. Dacă nu strângem, nu filmez. Da, suntem deja 630 de abonați și, da, susține tot nu am. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like și, da, până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!